Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la o premieră, aș putea să spun, un interviu de care sunt foarte, foarte entuziasmat. De fapt, o discuție alături de unul dintre colegii noștri din cadrul platformei, un cursant în cadrul platformei, Narcis, care a trecut prin etapele din platforma IT, a luat ce a avut el nevoie și iată că astăzi a reușit să se angajeze în domeniul IT. De fapt, nu astăzi, ci acum lucrează în domeniul IT. Am să las pe el să ne dea mai multe detalii legate de ce a făcut? Cum a pornit toată această treabă cu domeniul IT? Unde se află în momentul de față și de când i-a venit? Și de când ți-a venit ție mai degrabă, Narcis, în minte partea asta cu IT-ul? Dă-ne puțin din povestea ta legat de toată această etapă. De când a venit partea asta să lucreze în IT? Da. Se poate spune de mic, pentru că am avut tot timpul o pasiune pentru calculator, ca orice alt copil, probabil, cu jocurile. Da. Se datorează din cauza verișorului meu că am un frate, lui a pus mingea în mână, mie mi-a pus mouse-ul. Foarte tare! De acolo am vorbit chestia. Super tare! Liceul, nu pot să spun că am fost la un liceu de matematică, de la am fost un liceu tehnologic pe electromecanică, nicio treabă cu calculatoarele. Dar facultatea a fost de calculatoare aici în Pitești. Am vrut să văd cum experimentează, cum se lucrează. Ce drept a fost atracție faptul că știi că e o meserie sigură și de viitor, pentru că tehnologia e peste tot, n-ai cum să o ignori. Da. Însă facultatea nu mi-a prea oferit portițe sau tot felul de oportunități, să zic. N-am avut practică, n-am avut oportunități de angajare, am terminat facultatea și ce să fac mai departe, nu m-a angajat nimeni, am băgat tot felul de CV-uri la tot felul de companii. Era bine dacă primeam măcar un răspuns pe e-mail, dar nici măcar acolo. Ok. Wow. Și poți să spui că în perioada aia când vezi că nimeni nu prea te bagă în seamă sau că sunt cerințele foarte mari, începi să nu prea mai crezi că te puteai angaja și parcă pierzi speranța. Dar am avut noroc într-o perioadă în care eram așa într-o cădere, s-a întâmplat să văd o mică noutate la Facebook cu Ramon în apropiere de Black Friday, chiar de Black Friday cred că a fost. Era un live, prima oară când am aflat de el, l-am urmărit, mi-a părut interesant și am spus de ce nu, era o ofertă foarte bună pentru platformă și am acceptat-o. Am început cursurile, chiar în modul în care ai spus tu să le pornim, adică pe cele inițiale, start cariera în IT, să vezi ce joburi sunt, unde te încadrezi. Și pot să spun că am aflat cam pe ce are ar trebui să mă duc și pe ce să nu mă duc. Ok, super, super. Deci, practic, ai urmat pașii care apar și în zona asta. Ți-ai stabilit ce vrei, ai stabilit direcția, după care te-ai pregătit, ai învățat tehnic. Te-a ajutat facultatea în sensul ăsta cu partea tehnică sau cum a fost pentru tine? Facultatea nu m-a ajutat. Nu m-a ajutat nici măcar în partea tehnică. E o diplomă acolo care poți să spui că ți-ar pune un pic mai în față de restul, dar dacă nu ești în stare tu să te duci mai departe, acolo rămâi. Ok, ok. Și practic, deci asta se întâmpla în noiembrie anul trecut, corect? În 2020, noiembrie. Și uite, iată, suntem în aprilie și tu deja lucrezi, adică lucrezi la companie. De o lună și, da. De o lună și, felicitări. Foarte tare. Deci din martie, uite, deja din martie lucrezi la această companie sau de la finalul februarie. Spune puțin cum a fost experiența de pe partea de angajare și ce s-a întâmplat. Spuneai că facultatea, hai să zicem că ideea ei era să te pregătească ca apoi să te poți angaja, da? Să-ți ofere o plajă de oportunități, să deschidă o lume nouă în care tu apoi îți iei CV-ul și aplici la diferite companii și reușești să te angajezi. Ai spus că ai făcut asta, ai spus că nu a mers. Ce ai schimbat? Cum te-au ajutat noțiunile materiale, lucrurile pe care le-ai învățat de-a lungul timpului? Greșeam la ce am făcut în facultate și ce mult, foarte multă lume o face dacă nu acceptă orice internship sau orice ocazie de a pleca, să facă practică în altă parte, dacă nu le accepți atunci când te gândești că, bă, studiezi pentru facultate, vrei să ai note mari, să ieși cu 10 sau pe primul loc, alea nu o să te ajute deloc la interviuri, o să fie egal cu 0 după ce ieși după băncile facultății, nimeni nu o să te ia. Dar ce am făcut diferit la interviuri, am schimbat câteva chestii în CV, am încercat să nu mai pun doar chestii tehnice, am încercat să pun mai mult skill-urile soft, cum s-ar spune.
Iar am aplicat la o companie de resurse umane, care mi-au găsit câteva joburi bune. Ca să fiu mai precis, efectiv, în 17 decembrie am fost sunat pentru un interviu de la cei de resurse umane. Am stat cu ei de vorbă, au fost doar prezentarea ofertei care o au la o anumită companie, să mă prezint pe mine, dacă să mă caracterizez cu jobul. După, am fost sunat abia peste o lună, pe 18-a. Am avut un interviu cu angajatorul și cu alte persoane din HR din aceeași companie. Mi-au prezentat firma, oferta, m-au întrebat câteva lucruri despre ce știu să fac, dacă am anumite cunoștințe despre calculator, despre sisteme de operare, despre rețele de calculatoare. La unele știu să răspund, la altele nu, evident. Câteva întrebări au fost foarte, nu mai știu exact care au fost, dar știu că răspunsurile le știam din al doilea curs, din bazele IT-ului, mi se pare, de platformă. Iar abia după încă o lună am fost chemat la firmă, unde am avut din nou un interviu cu șeful, cu persoana de la HR, cu cele două persoane responsabile de IT, soft și hardware din Italia. Compania este foarte mare și compania mamă, ca să zic, în Italia. Alte întrebări tehnice, dar foarte mult a fost partea că trebuie să vrei să înveți, vrei să fii acolo. Nu ești pe sensul, uite, să încerci și asta, încerci și asta, vreau să văd dacă merge. Nu, ești decis să urmezi, să te dedici carierei acelei firme. Pentru că dacă ei văd asta, știu că ar putea să colaboreze cu tine, să facă proiecte cu tine împreună, că nu o să aibă probleme în a vorbi cu tine, în a-ți face ceva. Nu vii acolo doar să iei un ban și nu faci nimic. Nu, vii să progresezi și să înveți. Eu asta am spus, că nu am venit pentru bani, am venit doar ca să învăț, să mă dezvolt, pentru că, până la urmă, dacă îmi dezvolt valoarea, o să apară și banii până la urmă. Super tare, super tare. Asta mi se pare o abordare absolut foarte, foarte sănătoasă pe tot parcursul carierei și vieții profesionale, și la început de drum, și la mijlocul, și spre final. Să cauți, să cauți, să oferi cât mai multă valoare. Era o vorbă, ceva de genul, ca să primești valoare, adică, hai să zicem valoare financiară, ca să primești valoare financiară și nu numai, trebuie să fii valoare, trebuie să oferi valoare. Și atunci cum ofer valoare? Învățând, practicând, punând lucruri în aplicare și devenind din ce în ce mai bun pentru compania aceea. Și spuneai că nu e o companie tocmai mică. Înainte să intrăm live, spuneai că era o companie de undeva la 600 de angajați, deci destul de mult. 600, da, 600 de angajați doar acolo unde sunt eu, în companie. Compania e în Mărăcineni, mai e una în Slatina. Efectiv, e câte una până fiecare țară, am văzut Wow. legate între ele, toate în rețea, cum ar veni. Unele fac anumite piese, altele alte piese, dar partea de IT care gestionează toate companiile, efectiv, cam intră în domeniul meu și e foarte mult de învățat. Wow, foarte tare. Deci, practic, odată intrat aici, care crezi că a fost elementul cel mai important pe care l-a avut angajatorul la tine? A spus, da, îl alegem pe Narcis. De ce întreb asta? Ai spus că au fost câteva întrebări la care ai putut să răspunzi, ai știut, și alte la care nu ai știut să răspunzi. Asta înseamnă că n-ai făcut lucruri de nota 10, cum ziceai mai devreme. Exact. Care crezi că a fost elementul pentru care au decis să te aleagă pe tine? Pentru că cred că am fost suficient de convingător și sigur pe mine când am spus că vreau să învăț, vreau să intru în această companie, să vă ajut să ne dezvoltăm. Nu am venit pentru să spun direct câți bani îmi dați sau nu, am venit pentru că vreau să învăț. Dacă e sigur pe tine și chiar vrei să te dezvolți, va merita. Lumea va vedea chestia asta. Dragilor și cei care ne urmăriți, un principiu care nu funcționează este prima întrebare pe care o pui angajatorul la interviu: e cât e salariul? Dacă tu pui întrebarea asta, cât e salariul? IT? Nu, it's not the place to do it. Și în general nu este un loc, pentru că asta spune multe despre, nu știu, așteptările pe care le ai. În general e bine să vii, cum a spus Narcis, să vrei să ajuți, și îmi place foarte mult această abordare și această perspectivă. Au venit mai multe persoane și alături și care sunt astăzi alături de mine, colegi de-ai mei, care au spus: băi, uite, nu știu lucrurile astea, nu cunosc, dar vreau să învăț, vreau să vin, să contribui, să te ajut, să vă ajut să creșteți. Și asta a fost lucrul care pe mine m-a convins. Și n-am spus-o doar eu, a spus-o, uite, și Narcis, că și tu i-ai convins pe acei oameni, dar să fie o chestie autentică.
Adică chiar trebuie să vei chestia aia, nu o spui numai așa și gata, ai intrat și te-ai angajat la o anumită companie. Cum au reacționat ei când au văzut asta la tine? Destul de bine, au fost surprinși pentru că chiar mi-au spus că asta au remarcat la mine față de restul, pentru că dacă a durat o lună doar să termine cu fiecare interviu, cu fiecare participant care a fost, am înțeles că a fost foarte multă lume care a încercat să ia postul, dar nu prea, n-au avut ce trebuie probabil. Au fost încântați de faptul că vreau să învăț, a spus, efectiv te-am angajat pentru dorința ta de a învăța. Ok. Foarte tare, foarte tare. Deci, pe lângă faptul că interviul a durat din vorba ta, au luat contact cu tine din decembrie și, de fapt, firma de HR și din ianuarie până la final de februarie a durat ceva timp. Wow, e un proces destul de lung. Trei luni ca să te angajezi. Da, da, wow. Și cred că au fost ceva persoane care au candidat pe acel post. Ce faci mai exact din punct de vedere tehnic acum? Ce poziție ai ales? Pe ce poziție ești în momentul de față? Și ce perspectivă ai pentru dezvoltare? Poziția mea e în firmă, sunt analist IT. Ce fac eu? Tools-urile cu care lucrează compania, sistemele de organizare, toate bazele de date, efectiv și toate mașinările de acolo, eu trebuie să le gestionez, trebuie să am grijă ca totul să meargă cum trebuie. Dacă e vreo eroare în soft, dacă se strică pe undeva, cineva a făcut o boacă, n-a greșit ceva în sistem, eu trebuie să mă duc să văd ce și cum. Momentan, efectiv, trebuie să învăț. Am acaparat deja o grămadă de cunoștințe, să zic, mă descurc cu anumite tools-uri de la ei, dar în proporție de 40% cât să pot să-i ajut pe cei cu care lucrez acolo. Momentan, încă îmi dau nu tutoriale, am ședințe cu persoanele din Italia de la IT care încearcă să-mi explice, tot interviul este în engleză, bineînțeles, îmi explică, mi-arată cum funcționează tehnologiile, cum să fac anumite lucruri și după aceea eu trebuie să le pun în practică și să ajut compania de aici din România. Deci, practic, acum, ca să fiu un pic mai tehnic așa, în limbajul companiilor, ești într-un proces de onboarding. Ai trecut prin procesul de inducție. În primele zile ți-au prezentat compania, ți-au prezentat ce fac și care sunt toate tool-urile, toate instrumentele pe care le folosesc. Și acum ești efectiv în perioada aia în care înveți. Se face knowledge transfer, cum spun corporatiștii, în care efectiv ai un tutore, cum ai zis și tu, ai un mentor care stă alături de tine și el pe o perioadă de o lună, trei luni, șase, nouă luni, depinde cât este nevoie, va fi acolo alături de tine și te va ajuta. Cum te simți tu în cadrul acestei companii, mai ales când știi că ai vorba aia, ai băieți deștepți pe lângă tine sau femei deștepte pe lângă tine la care poți să apelezi? Este o atmosferă foarte plăcută. Da, e ceva extraordinar. Adică dacă stai pe lângă persoane care sunt jos, să zic, care nu vor să se dezvolte, o să te tragă după ele, indiferent cum ai fi. Dar când ești cu persoane care sunt așa, te cam trag ele după ele, dacă vrei, cât de cât. Foarte tare, foarte tare. Deci doar să fii dornic și să vrei să te dezvolți, că automat o să crești și în zona aceasta. Da, e o stare de spirit care e foarte contagioasă acolo. Efectiv, o să crești, o să vrei să faci, o să înveți. Se întâmplă. Cum e programul tău de lucru în momentul de față? Fix, variabil. Am un program fix în fiecare dimineață de la 7:30 sunt la firmă și la 4 am terminat programul. După aceea nu mai sunt chemat, nu. În rest, pauzele sunt fixe, nu mă stresează nimeni cum ar veni să am anumite deadline-uri sau să fie cineva doar pe capul meu. Efectiv, programul e foarte ușor, nu simt că aș fi stresat, nu simt că aș munci, efectiv. Simt că mă distrez de multe ori, sincer. Asta e un lucru foarte interesant pe care poți ajunge să obții vorba aia, nirvana profesională, hai să zic așa, acel moment de am găsit ceea ce căutam de poate de o viață. E momentul ăla în care efectiv nu simți că muncești. Iubești ceea ce faci, nu simți că muncești, ai o perspectivă foarte mișto, crești în fiecare zi, câștigi din ce în ce mai mult, ai colegi foarte faini, ai un lider super mișto care te inspiră și te ajută să crești. Cred că ăsta este un loc unde odată ce ai ajuns și tu te-ai dezvoltat în așa fel încât să fii acceptat acolo, cred că e vorba aia, aur curat.
și la făcut. Cred că știi că ai ales un loc de muncă bun atunci când vezi că după fiecare zi de muncă nu ești obosit și chiar ai chef să te listezi în continuare. Adică n-ar fi o problemă dacă ai mai stat câteva ore la muncă. Se vede pe tine că și fața ta este altfel. Ești așa. Ai o figură așa de nu știu, un om fericit, care are perspectivă, care e entuziasmat de ceea ce face și care, bă, chiar mă bucur că sunt aici și că urmează o perioadă foarte interesantă. Și asta vreau să te întreb. Adesea, mai ales în etapa asta, în prima etapă de viața ta, să stabilești ce vrei din punct de vedere profesional pentru viața ta personală, aici de obicei definim steaua nordului. Și care ar fi steaua nordului pe care ți-ai definit-o tu? Nu trebuie să ne dai neapărat cifre, dar așa ca o perspectivă pe care ți-ai format-o odată ce ai parcurs acest framework al carierei, cum îmi place să spun, această metodologie din cadrul platformei, ai ajuns în etapa de performare și acum e momentul să reconfigurezi traseul și să vezi ce ai nevoie să înveți ca să ajungi unde. Unde te vezi în următorii 3 ani, 5 ani, 7 ani? În ce direcție? Aș vrea să urmez cariera de să fiu doar pe web development, efectiv. Urmez și cursuri, am făcut și un site pentru o prietenă care a ajuns salon de masaj și efectiv i-a plăcut, l-am făcut în doar câteva ore. Foarte tare. Dar momentan, prin ani vreau să rămân la companie, să iau cât mai mult din tot ce mi oferă ei, tot ce pot să mă învețe să acumulez. Însă să nu mă plafonez, vreau să învăț și în timpul liber ca să ajung la un anumit nivel că să pot să, oriunde m-aș duce, să știu, mă angajează pentru că au nevoie de mine. Foarte tare, foarte tare. Deci să fii un om atât de performant încât oriunde să poți să fii acceptat pur și simplu pentru că ești bun și pentru că poți să aduci valoare și pentru modul în care tu ești ca om, pentru caracterul tău, pentru acel soft skills, spuneai mie, îmi place să spun mai nou human skills, pentru că sunt abilitățile noastre umane care ne definesc pe noi ca oameni. Deci, practic, tu acum te gândești, bun, ai intrat în domeniul IT, ești analist IT, te ocupi mai mult cu ce elemente? Cu zona de rețele, cu zona de securitate, zona de sisteme de operare? Ce exact tehnic mai exact faci? Zona de rețele momentan și sunt și un pic totuși pe faza de user interface. Mm-hmm. Ok. Deci partea de rețele cu user interface și partea asta o acoperi acum, te dezvolți din ce în ce mai mult și perspectiva ta de viitor este să faci o pivotare, am putea să spun, nu? Da, nu vreau să... Îmi place ce fac, dar nu vreau să rămân doar pe partea asta. Vreau să văd și pe cealaltă să văd dacă mi-ar prinde mai bine sau dacă nu. Oricum ar fi, nu renunț la ce am acum. Mm-hmm. Foarte tare. Deci o să îți dorești pe viitor partea de web development. O vezi făcând în cadrul acestei companii sau te gândești, nu știu, într-o altă companie sau nu ți-ai pus întrebarea asta? Probabil o să fie în domeniul altei companii, dar știi cum se spune, mai bine țintești mai sus decât ai vrea de fapt, pentru că așa ai mai multe șanse. Foarte tare, Marcus. Ca program de lucru, cum te-ai gândit? Care ar fi programul tău, hai să zic, ideal pe care ți l-ai dorit? Ideal ar fi probabil tot 8 ore de lucru, însă ar fi mai lejer în sensul că nu se începe de la anumit de dimineață până ar fi. Poate fac câteva ore dimineața, poate câteva ore seara, efectiv să strâng cele 8 ore, dar nu una după alta, pentru că știu că productivitatea nu o să fie niciodată 8 ore în continuu. Nu suntem făcuți să funcționăm 8 ore la capacitate maximă. Ne trebuie o pauză mai mare între ele ca să putem regândi anumite probleme, să găsim soluții cât mai optime, să ne ducem cât mai bine. Total de acord. Chiar asta era un element foarte important pe care l-am observat și la colegii mei și în general. Nu ai cum să fii 8 ore productiv non-stop. Chiar s-au făcut studii în corporații și spuneau că nivelul maxim de productivitate sau nivelul maxim, un nivel mediu de productivitate în cadrul unei companii cu 1000 de angajați e undeva la 3,5 ore. Deci din cele 8 ore, aproape jumătate sunt ore efectiv de muncă, restul sunt fie pauze, fie foarte multe întreruperi. Acum s-ar putea să fie mai puțin întreruperi, depinde cu modul acesta online de lucru, dar dacă și telefonul e pe masă și avem notificări, s-ar putea să fie chiar mai multe. Și mai des. Și asta vreau să te întreb, tu cum lucrezi în momentul de față? Lucrezi de la birou, lucrezi de acasă? Care e stilul de lucru cu această companie? Lucrez de la firmă, am
mi-au dat birou, laptop, telefon, mi-au dat toate gadgeturile necesare. Dar mă plimb destul de mult în firmă, pentru că efectiv trebuie să mă duc la anumite calculatoare să le rezolv anumite probleme. Tot timpul mi-au pus numărul meu de la pager, chiar au fază funny, e numărul de urgență din Italia, 118. Și unii chiar mă strigă, numărul de urgență, e foarte amuzant, de multe creativul e ok. Dar lucrez de acolo, efectiv sunt foarte multe lucruri fizice care trebuie să le fac, dar sunt și unele care le pot face doar de la calculator, să autorizez pe cineva să facă anumite lucruri. Tot mă întrebați, dacă mă gândesc, da, lucrez un pic și pe partea de securitate. Accesul la mare majoritatea oamenilor, eu le dau ce vor, ce trebuie să vadă, ce nu, unde pot să intre și nu, tot eu gestionez. Total, gestionez partea de acces, partea de securitate, partea de unde pot oamenii să intre și unde, ce, care e o componentă foarte, foarte, foarte importantă, mai ales în companiile mari. Care ar fi un, nu știu, un sfat pe care dacă, uitându-te la tine, să zicem acum un an, tu în data de 18 aprilie 2020, care ar fi un sfat pe care ți l-ai da? Un sfat pe care mi l-aș da? Da. Fă-ți un plan de viitor. Ok. L-am făcut foarte târziu, din păcate, dar când am început să-l fac și am început să lucrez cu pași mici, să notez în fiecare zi orice obiectiv, nu, orice activitate pozitivă care am făcut-o, dacă o notez, e super bună. E mult mai bine să te gândești dimineața și seara ce ai realizat pozitiv în ziua respectivă sau ce vrei să realizezi, decât să stai să te gândești că n-am făcut aia. Dacă o ții așa, nu o să faci absolut nimic. Începe cu pași mici și mergi cât mai departe. Deci sfatul meu, fă-ți un plan și ține-te de el. Foarte tare. Fă-ți un plan și ține-te de el. Narcis, îți mulțumim foarte mult. Îți mulțumim foarte mult pentru doza de inspirație, aș putea să spun. Mulțumim, felicitări pentru ceea ce ai realizat și îți doresc personal mult succes în continuare. Să ajungi acolo unde îți dorești și steaua Nordului, pe măsură ce te apropii de ea, să vezi că este tot mai departe, care să te ghideze într-o direcție unde să ajungi să obții ceea ce îți dorești și să fii împlinit de munca pe care o faci în fiecare zi. Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru tot ajutorul pe care l-am primit de la tine în videoclipurile tale. Ai fost o salvare într-un moment foarte important la mine, crede-mă. Mă bucur mult să aud asta și chiar mă bucur că te-au fost de folos, că te-au ajutat toate aceste materiale. Un lucru pe care mai vreau să te întreb înainte de final este legată de investiția pe care ai făcut-o, pentru că să accesezi materialele, să poți parcurge, ai plătit o anumită sumă de bani. Spune-mi puțin din punctul ăsta de vedere, cum vezi tu acum zona de nu știu, creștere, dezvoltare profesională, personală, are sens să investești, nu are sens să investești? Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ai fi făcut-o? A fost o investiție sau o cheltuială? Hai să o luăm așa mai degrabă. A fost clar o investiție. O investiție care a venit după câteva luni bune înapoi. Adică nu a fost azi pe mâine sau după o lună, a fost după 4-5 luni, să zicem, deja abia atunci au venit banii înapoi, dar au venit înapoi cu mult, aș putea spune. Okay. Adică am prins oferta foarte bună atunci, a fost perioada de Black Friday, fix atunci am aflat de platformă și am prins un preț super acceptabil, da. Cum a fost teoria cu covrigul. Cred că toată lumea o știe. Da. Și pot spune că chiar e o investiție, pentru că banii se scot de acolo. Dacă n-aș fi făcut acea investiție, nici măcar n-aș fi avut vreo șansă. Și, na, până la urmă, investești în tine, nu investești pentru altcineva. Banii care îi dai pe orice chestie care înveți, nu sunt irosiți, sunt investiți. Aia trebuie să și-o intipărească toată lumea în minte. Deci, practic, te gândești mai înainte ce vrei să faci, apoi vezi ce sursă te poate ajuta, plasezi banii acolo, investești în zona respectivă, acumulezi cunoștințe și automat trebuie să-ți iei o perspectivă de ceva timp și să dai seama că nu se va întâmpla neapărat peste noapte. Evident, și mai ales faptul că nu aruncăm banii în stânga dreapta, gen, uite, văd un manual cum să faci și anumite companii, citește asta și ajungi milionar. Nu, trebuie să te documentezi foarte mult în legătură cu acel lucru care vrei să investești. Te uiți, vezi review-uri, vezi ce conține. Pe platformă, spre exemplu, puteam să văd ce se învață, puteam să văd câte ore de video sunt, câte materiale informative sunt, pe ce are, te duci toate level-urile și tot feedback-ul. Plus, când e o comunitate atât de mare, îți dai seama că, mă,
dacă e o comunitate de informare, nu poate să fie un schem sau ceva, înțelegi? Da, da. Da, și asta e un lucru foarte important, să vezi și să te asiguri că plasezi banii în locul potrivit și obții valoarea, pentru că, până la urmă, tu dai valoare și cel puțin planul cu platforma IT și tot ce este, oferă cel puțin de 10 ori mai multă valoare. Acum, vezi tu, faci tu calculele raportat la un an sau raportat la următorii 2-3 ani, Doamne, știu să te ajute cât mai mult în continuare și mă bucur mult că a fost benefică și toată distracția asta pe care am făcut-o în ultimul an. De un an am împlinit și noi astăzi, vineri, am împlinit un an de platformă IT și ne bucurăm foarte mult pentru succesul tău. Narcis, îți mulțumesc mult. Un gând de final înainte să închidem, pe care ai dori să-l adresezi comunității? Un gând de final, nu renunțați niciodată la visurile voastre, indiferent ce v-aș spune prietenii sau familia sau oricine altcineva, și niciun caz nu urmați dorințele altora. Găsiți-vă pe ale voastre. Foarte tare, foarte tare. Mulțumim mult, dragilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Narcis, mult succes în continuare, îți dorim. Mulțumesc pentru invitație.